primul pas pe care trebuie să-l urmăm pentru a evita contaminarea cu virusul AH1N1 este vaccinarea. Având în vedere că suntem în plin sezon rece, trebuie să luăm toate măsurile posibile pentru a preveni îmbolnăvirea cu aceste viroze de sezon și în special gripa. Igiena este și ea foarte importantă și poate preveni îmbolnăvirea, spun specialiștii. Spălatul mâinilor, pe care trebuie să îl avem în vedere atât noi ca părinți, ca persoane adulte, ca și cadre didactice, pentru a evita această transmitere. Deși este o infecție aerogenă, normele de igienă personală sunt foarte importante. Vaccinul antigripal este disponibil la medicul de familie, iar imunizarea este gratuită. V-ați vaccinat antigripal anul acesta? Nu. De ce? Nu mi s-a spus. La Baia de Ramă m-am vaccinat datorită faptului că sunt anumite boli care ne bântuie pe tot globul ăsta. Așa că am făcut și cu asta basta. Ați avut încredere în vaccin? De bineînțeles. Medicii ne recomandă ca la primele semne de gripă să ne adresăm unui specialist. Din cauza schimbărilor bruște de temperatură au apărut primele cazuri de gripă nouă. Populația este sfătuită să se spele pe mâini, să evite aglomerațiile și neapărat să se imunizeze împotriva gripei sezoniere, care conține și tulpina împotriva AH1N1. De la începutul anului, 5 persoane din Iași au fost depistate cu gripă nouă, din care 3 cu forme ușoare ale bolii. Până acum în țară au fost confirmate 3 decese. În Mehedinți nu au apărut deocamdată cazuri de infectare cu AH1N1.